Un comunicat de presă al biroului de presă al PDL, în care mă simt obligat la fel să dau niște răspunsuri. Aș vrea să lămurim și ceea ce nu spune comunicatul de presă al PDL. În primul rând, nu spune care sunt sumele, pentru că tot se vorbește în acest comunicat de modul cum au fost repartizați banii din bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean primăriilor. Nu spune suma totală din credite angajament pe care Consiliul Județean a luat-o în 2009 și care a afectat bugetul din 2010 și suma pe care a luat-o în 2010 și va afecta bugetul pe 2011. Și totodată, cum s-a cheltuit acea sumă, pe ce investiții și care sunt localitățile care au beneficiat de acea sumă. De asemenea, comunicatul nu spune nimic, tace chitic, legat de costurile actualei administrații județene pe care le suportă față de societatea nou creată, Carpatica. Să știm și noi, cetățenii județului, prin această înființare de o societate de servicii, administrația a pierdut sau a câștigat? Ce salarii plătim la conducerea acestei companii? Ne încadrăm în ceea ce spune marele om de stat Emil Boc? Sau nu cumva acolo o să găsiți într-adevăr venituri de sute de milioane de lei? Pun întrebare, sper să primim răspunsul și eu și dumneavoastră. De asemenea, nu vorbește nimic detailat ce înseamnă 300 de kilometri de drum reabilitat în acești 2 ani de mandat ai PDL-ului. Să știm și noi cum se numește drumul, care sunt localitățile, nu cumva acești 300 de kilometri cuprind inclusiv drumurile cu fonduri europene pe al cărui proiect scrie clar Ana Gheorghe? Cum a făcut calculul? Să arate opiniei publice. Când a întocmit actuala administrație proiecte pentru 300 de kilometri? Pentru că astăzi, ca să realizezi un proiect, îți trebuie cel puțin 2 ani până le elaborezi toate formele care parcurg de aprobări și așa mai departe. Administrația PSD a avut grijă să lase Consiliul Județean proiecte pentru cel puțin 4-5 ani. Să vedem ce lasă această administrație. Mai vorbește despre studii extraordinare privind proiecte de dezvoltare durabilă. Care sunt acele? Care sunt marile proiecte pe care actuala administrație le-a întocmit, le-a lansat în cei 2 ani de zile? Cred că trăim astăzi zilele minciunii universale, când a spune adevărul înseamnă un act de dizidență. Pentru că societatea noastră, și în special cea dâmbovițeană, trăiește într-o totală minciună. Prin tot felul de tertipuri se ascunde adevărul. Și acest lucru nu este nici de ieri, nici de astăzi. Se întâmplă de mai bine de 5 ani. Și întreb retoric, cât va mai rezista românul să trăiască în minciună?